dezastru. Da? Da, eu ți-am zis. Gogule, vreau fapte, nu cifre. Că cifrele știi că mă debusolează. Ai luat vreo măsură? Eu? Păi ce, eu mă laud că sunt dita mai șefonic sau tu? Tu trebuie să iei măsurile. O să iau, mă, o să iau. O să diminuăm cheltuielile urgent. Că venituri suplimentare n-avem cum să facem. N-ai cum să diminuiesc cheltuielile, nu se poate. Că am rugat-o pe aia de la contabilitate ca aici la total să treacă un zero mai puțin. Și nu vrea, zice că nu se poate. Îți spui eu că nu se poate. Nu vrea pentru că vrea bani mai mult. Să diminuăm cheltuielile fizic, tătălăule. Adică să le mai facem. Păi și ce se poate? Normal. Primul pas pe care o să-l facem e să dăm afară inflații care stă degeaba. Adică să ne autodestituim? Nu la noi mă refer, tâmpitule, că noi nu suntem umflați. Noi suntem soliși. Suntem bine făcuți, mă, tâmpitule, suntem ca brazii. La jumătate de echipă mă refer. Adică la aia care le elene să schimbe și echipamentul la sfârșitul meciului. Și dacă dai afară jumătate din echipă, cu ce mai joci duminică? Cu mingea. Cu jucători tineri, de viteză. Le dau mai mult, dar măcar își fac treaba. Stai că acum te contrazici. Cum diminuiesc cheltuielile dacă le dai mai mult altora? Cum? Că le pun plus valoare, mă, tâmpitule. Mai uite-te și tu la emisiune economică. Jucătorii noi o să genereze plus de valoare, adică o să joace bine, o să fie de ăștia, de viteză. Atunci dacă joace bine, o să fie mai multă lume la stadion, mă înțelegi? Dacă vine lume la stadion mai multă, să cumpără și bilete mai multe și automat face și noi bani mai mulți, ne îmbogățim, tâmpitule. Vezi? De-aia este o dita mai șef unic și tu ești un pârlit de angajat unic. Hai, du-te și anunță-i pe hipopotam că să-și caute altă grădină zoologică. Da, de ce eu? Pentru că ești mai aproape. De ușe? De specia lor. Și veștile proaste suportate mai ușor dacă îți date de un apropiat. Dar nu vreau să mă duc, ce? Că nu pot să le dau vești proaste, că eu sunt milos. Mi-e milă de ei, cum să-i dau acum afară când sunt oameni cu familie și să-i las pe drumuri în prag de pensionare? Nu pot. Du-te tu, că tu te lauzi că ești dita mai șefonic. Popoză, hai să zic bomba. Te-a cerut Chiorete în sfârșit de bărba ăsta, de soție. Am vrea noi, dar o să vină și momentul ăla. Începând de azi, prezint știrile. Deci pleci de la mine din emisiune. Nu, mă, că știrile sunt înainte și după emisiunea ta. Nu mă încurcă cu nimic. Adică tu prezinți toate știrile postului? Îți vine să crezi? Oh, în sfârșit m-a ajutat și fața asta sobră la ceva. Să te uiți? Hai că dacă îmi faci audiență, sărbătorim. We are the champions, my friend. Asta își bate joc de mine. Șefu, să trăiți. E adevărat că Betty prezintă știrile? Da. Nu pot să cred. Păi habar n-are șeful cu prompterul. Nici nu cred că vede care lentile de contact. De ce ați ales-o tocmai pe ea când știți că eu sunt Dumnezeul știrilor? Ca să o conving să iasă de la mine din birou. Da, da, eu sunt de un milion de ori mai carismatic și mai convingător. Da? Atunci convinge-o să te lase în locul ei. Doamne, doamne, cum le zic? Intrați, bă! Care-i treaba, Barosane? De ce ne-ai chemat? Mă, băieți, cum să vă zic eu vouă? Da, asta e, n-am ce face. Începând de duminică o să intrați... Titulări! Vă mulțumim, șeful! Chiar aveam nevoie de primele astea. Că am ajuns la fundul seifului și nu mai avem bani nici de rechizite pentru oia mici. Și nevastă mea vrea să mă trimită la muncă. Anel a produs, că sunt puțin mai subțirel ca ei și mai pot da hemoroizi. Sunteți salvatorul nostru! Ce? Șefule!
Șeful nostru, ești ca un înger păzitor, îngerașul meu. Îngerul nostru. Na, 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 sexy hero, doar pentru tine, e mai așa, na, na, na. Eva, m-a luat rău. Ah, da. Ce rău, mă, că mai devreme trăgeai de fiare, erai puternic. Așa, mă. Acum m-a luat. Aha. Deci pe lângă că nu vrei să-mi faci casă, nuntă, mai nou nu mai faci nici dragoste. Vrei să mă pedepsești cumva pentru certurile din ultima vreme? Nu vreau, dragă, să te pedepsești pentru nimic. Chiar mă doare rău în partea asta, cred că am o criză de apendicită. Vândă-mi, ești penibil. Apendicită fac doar copiii. Puteai și tu să găsești măcar o scuză mai plauzibilă, știu eu. O migrenă, o durere de ovare, o colică renală, o sciatică, ceva. Ema, nu te mint. Cheamă salvarea și o să vezi că nu mă prefac deloc. Ok, ok, joc la cacealma. Abia așteaptă pumpăză să pună mâna pe niște poze cu tine în spital. Să se proclame singurul candidat la președinție. Că de, tu ești bolnav, nu mai poți să te ocupi de țară. Lasă că nu trebuie să știe că am probleme. Dacă mă poți să ia de la presă în salvare, o să le zic că am chemat salvarea doar așa, să văd cât de rapid vin. Să le verific promptitudinea. Și eu, de fapt, n-am nimic. A, deci recunoști că n-ai nimic. Păi, Ema, așa zice la ăștia de la presă. Sunt la salvare că simt că mă ia cu leșini. Mă duc până la baie să mă aranjez să nu mă vadă aia că sunt praf. Ah. Oh. Trebuia să te faci actor, mă. Că acum sigur aveam și noi vilă. Păi, dar i-ai dat afară de te-ai rupt. N-a putut, bă, că le-am văzut mutrele alea de miloci cu ochii aumezi, ca de câine maidanez, m-a bubuiat de tot. Păi nu te mai uita, mă, la ei, nu te mai uita în ochilor, stai tu cu spatele. Sau știi ce? Puneți ochelari de sudură de aia negri. Sau nu, mai bine, puneți o cască de motociclism, că aia te ajută dublu. Deși protejează dacă totul devine violent și vor să-ți dea cu ceva în cap. Ha? Păi știi că nu ești prost. Știu eu. Dar nici foarte deștept. E, da. De ce să-i dau eu afară când poate să-și ia tălpășița ei singur? Și cum îi faci? A, știu. Îi obligi prin contract să mănânce carne o singură dată pe săptămână. A? Aia se întâmplă deja, că nu le ajunge banii de mai mult. Atunci îi obligi să slăbească 30 de kilograme până la sfârșitul anului. M-am prins? Nu, că dacă fac asta nu mai scap de ei. Cum o să fac asta, mă, că e imposibil? Nu e. O să-ți dovedesc. Păi și atunci cum îi faci, mă, să plece? Le scad în valoarea contractelor. Mă înțeleg? Le scad în valoarea contractelor că dacă nu-și mai acopere și măcar biletul de tramvai până la club, își ia tălpășița sigur că doar nu-i tâmpiți. Păi și dacă se uită iar la tine cu ochii umezi de câini vagabonzi, ce te faci? Porcasca aia de care mi-ai zis tu, aia cu vizor, și le dau vestea de față cu noi angajați. Ca să le fie rușine și să plângă. De. Și a pierdut cunoștința. Au trecut durerile. Vă simțiți bine? Eu da, l-ați luat deja, vreau și o să merg la spital. Dar ce vă doare? Nimic, dar vreau să verific ce mi-a zis bărbatul meu. Da, vrea doar să ne verifice viteza, o duci, cum știi tu. Hai. Ema? 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 Gata, liniștiți-vă! Ce să mă liniștesc? Vrei să mă vin pe tine? Zi odată! Aolea, la, 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 la. Doamne, ce doare! Ce dracu fac, mă, frate, ăia? Mai bine iau un taxi. Că așa nu văd nici hienele alea de ziarii salvarea. M-a luat și pe la spate.
Aoleu! Acum merge. Hai! Mandame! Aolo, ce rău mi-e! Mamă, ce doare! Au! Băi, fraiere, băi, asta e parcare păzită! 125 sunt. Vreau un echipaj de poliție. Am prins un hoț. Vandame! Vandame, nu mă face să țip, că mi-e rău! Unde ești, mă? Scârba asta a făcut tot circul ca să se tireze! Că nu mor! Ce salon? Ce salon e ăsta, mă, frate? Sunt la arest? La arest? Bă, da, țip drumul! Dacă mai țip, chiar îți dăm drumul. Dar la borș pe nas. Bă, sunt Van Damme Cucu, primarul capitalei! Așa, foarte bine! Vorbim mâine dimineață, că la ora asta primăria n-are program de audiențe. Să te văd cum o să mă premiezi când o să-ți spun bomba bombelor. Hai mă, Teo, tu știi că eu îți iau orice-ți dorește inimioara. Dar să nu fie prea scump. Că poate află presa că e de la mine și o să-mi iasă vorbe că-ți fidez criza. Nu la cadouri materiale mă refeream. La... știi tu ce? Păi da, le-ați dau fără număr, fără număr, nicio problemă. Ia zi bomba. Ia atent, Van Damme s-a certat cu Emma. Emma a fost luată de salvare și Van Damme a plecat de acasă. Când s-a întâmplat? Acum vreo oră, maxim. Păi și de ce nu m-ai chemat ca să transmit în direct? Mi-am dat seama târziu că ei țipă și când fac alte chestii. Și de ce a luat-o salvarea? A bătut-o, nu? Asta nu mai știu, tot ce se poate. Stai așa. Și acum avem o știre de ultimă oră. Prefecta Capitalei a fost adusă de o ambulanță la spitalul de urgență acuzând senzații puternice de vomă. Surse din interiorul spitalului au lăsat să se înțeleagă că Emma Cucu ar putea fi în sfârșit însărcinată. Aha! Asta este! S-au certat pentru că Van Damme nu-și dorește copil, că l-ar încurca în campanie electorală. Mersi! Asta chiar că-i bomba bombelor! Asta e tot premiu? În altă ordine de idei, grădina zoologică din Fenian are începând de azi un nou locatar. O familie de ursuleți panda a dat naștere un... Doamnelor și domnilor, întorc pe jurnalul pentru o știre de ultimă oră! Prefecta capitalei Emma Cucu este însărcinată! Ce? Da, da! Iar soțul său, primarul Van Damme Cucu, nu-și dorește copilul! Vecinii acestora ne-au confirmat că acum câteva ceasuri între cei doi soți au avut loc un violent scandal, în urma căruia doamna prefectă a avut nevoie de intervenția serviciului de ambulanță. La câteva minute după plecarea soției, primarul a părăsit domiciliul conjugal! Așadar, vom reveni cu amănunte în cel mai scurt timp posibil! Rămâneți alături de noi! Publicitate! Cu știri de astea se face buletinul, madam, nu cu ursuleț panda obosiți. Ieși afară! Ce vorbești? Fac ce vreau eu. Sunteți toți aici? Da! Și aia noi? Da!
Cu voi discut pe urmă, întâi vorbesc cu ăștia. Bă, conform calculelor bugetare făcute de mine și de administrație, de contabilitate și de etc., se pare că contractele voastre nu o să poată să depășească 200-300 de euro pe lună. Sau, mă rog, pe an, dacă nu cumva pe mileniu. Poftim, cu condițiile astea noi plecăm. Ura și la gară, tăticu. Hai dacă nu vă convine. Bă, acum ca plecat ăștia și-a rămas mărui ciurucurile, ăsta ca plecat ciurucurile și-am rămas noi, asta vă dau o veste bună, bă, și vouă. Să știți că contractele voastre o să fie de cel puțin 3 ori decât al ăștia, ca bani mă refer. Vai, vă mulțumim, șeful! Sunteți îngerul nostru prăjitor ăsta de emoții, păzitor! Ce înger, bă, că sunt în creștere, o să fiu chiar Dumnezeu! Dumnezeu vostru prăjitor, ăsta păzitor! Și putem să mergem să sărbătorim? Da, bă, merge și bei și pentru mine ceva, că eu n-am voie că-s la regim! Mulțumim, șeful! Mulțumim, șeful! Gata! Haide, bă! Rezolvat-o. Deci, se poate. Cerereta fatală din cauza căreia zeci de tineri mor anual în accidente pe șosele. Deșteptarea, borfași deosebit de prost! Ați venit în sfârșit, incompetenților! Fantame! Ce ați făcut, mă, l-ați arestat pe stimabilul și respectabilul nostru edil? Exact, Mateescule! Și nu oricum! Și acuzându-mă că am vrut să sparg nu știu ce mama dracu de mașină. Și tu ai vrut? Mateescule, nu fi la fel de prost ca și ăștia. De ce mă să sparg o mașină? Eu? Dita mai primarul. Da, așa mă, l-ați arestat pe domn primar degeaba? Ia tăciți-vă un pic. Prefecta capitalei Macuc este însărcinată. Ce? Da, da. Iar soțul său, primarul Vandamecucu, nu-și dorește copilul. Vecinii acestora ne-au confirmat că acum câteva ceasuri între cei doi soți a avut loc un violent scandal în urma căruia doamna prefectă a avut nevoie de intervenția serviciului de ambulanță. Ce, mă? Ce, mă? După care a soții, primarul a părăsit domiciliul conjugal. Așadar, vom reveni cu amănunte în cel mai scurt timp posibil. De asta l-am arestat, de asta, pentru violență conjugală. Uite, piților, eu nici măcar nu m-am atins de ea. Mă rog, ea ar fi vrut, dar eu n-am putut, că am avut o criză de apendicită. Uite că iar m-a luat. Dați-mi drumul că trebuie să ajung la spital. Îmi pare rău, mă, Vandame, dar până nu lămurim situația, nu te putem elibera, că pe urmă ne sare presa în cap că favorizăm puterea. Dar dacă vine doamna prefect și dă o dezmințire cum că n-ai agresat-o, ești liber. Nu pot să cred. Ce țară vreau să fiu președinte? Ce vă uitați ca doi dobitoși la mine? Chemați-o încoa! Cheamă-o tu, mă, că noi nu ne permitem să punem o femeie gravidă pe drumuri. O ce? O femeie gravidă? N-ai auzit ce a zis pupăză? Voi vă luați după vicinosul ăla la minte și când deschide gura! Păi dar nu el a descoperit asta! Ăia de la scandal au văzut-o la urgență când s-a dus să-și facă control! Acum, dați-mi voie că tot suntem aici, să fie sănătos, să fie într-un ceas bun, Doamne ajută, că doar nu-mi închipui că nu-ți dorești copilul. Ha, eu nici atât. Copil. Dă-te, mă, că te caldă-te pe pistă! Ce prost ești, Gogule! Tu nu vezi, mă, că n-am motocicletă! Nici n-ai nevoie, că la ce gabarit ai mă faci afiș doar tu. Da, slăbi că-s la cură! Mai mă, dă foaia de joc. De joc încoa. Așa, că puteai... Unde-i, mă, jucătoria lui? Unde-i jucătoria lui, mă? De ce-i plătesc, mă, de 3 ori mai mult ca pai noștri, mă, ca să-i țin pe banca de rezerve? Eu nu-i țin pe banca de rezerve, mă, ăștia au plecat așa cum au venit. Dar tu n-aveai cum să auzi, că te-a surzit zgomotul de la motocicletă. Cum au plecat? Uite așa, au plecat pentru că nu sunt mulțumiți cu cât le dai. Ce?
nu le ajunge că le dau până dată trei ori mai mult că le dau la azi. Când vor mă vagabozia? Băi, să nu-i mai prind pe aici cât că le rat capetele. Noi cu vagabozi nu colaborăm. Clar. Te duci și-i chem pe-ai noștri înapoi, Gogule. Îi chem pe-ai noștri înapoi că duminică avem meci și dacă noi avem pe ăștia, n-avem cu cine juca. Ba da, jucăm cu mingea. Ieși. Ieși că te calc! Adică vreți să spuneți că nimic din ce s-a afirmat în presă nu e real? Exact, domnișoară prezentator. Realizator, că îmi concep singură știrile. Mă rog, în primul rând nu m-am bătut cu soțul meu. Acesta urla deoarece avea o durere de apendice. Apoi nici vorbă să fiu gravidă, aș vrea eu să fie adevărat, dar prin trei prezervative nicio șansă. Și pentru cultura generală a nemernicilor care au lansat minciunile astea, nu dau nume că se știe despre ce pupăză e vorba. Eu m-am dus la spital doar să fiu alături de soțul meu. Atunci de ce vi s-a făcut rău? Pentru că au mers prea repede cei cu ambulanța. Bine, ca niște adevărați profesioniști, dar eu am rău de mașină. Doamnelor și domnilor, întrerupem iar jurnalul pentru o știre de ultimă oră. Prefecta capitalei Ema Cucu minte cu nerușinare. Soțul său nu este în spital, ci în arestul poliției. Ce face? Zace! Și conform unor surse oficiale, dar care au dorit să-și păstreze anonimatul, a fost reținut pentru violență conjugală. Vă spune ceva termenul de violență conjugală, doamna prefect? Aha! Păi normal, când justițiarul neamului aduce dovezi, dați bir cu fugiții, ca întotdeauna. Vedeți, doamnelor și domnilor, de asta trebuie să votați pupăsă președinte! Că el spune adevărul și numai adevărul și nu dă niciodată bir cu fugiții și are și cele mai calde știri. Mai bine oraș pe mine. O visele tale! Ce cauți mai aici? Ce-ai făcut mă azi noapte? Pe unde umbleam, mă, golanule? Nu știu care dintre noi doi e mai golan. De ce mi-ai scos, madam, că ești cu burta la gură, a? Dar, de fapt, nu asta e. E problema importantă. Ci cine e tatăl? Că eu sigur nu sunt. Că printre rânduri de prezervative nu trece nici mama lui Sperman. Vandame, te-au bătut gabori azi noapte, ai luat-o razna. Cum, doamne, iartă-mă să rămân însărcinată? Ești nebun? Tu crezi toate minciunile ălora de la scandal? Minciuni, a? Atunci ce ai căutat în miez de noapte la spitalul de urgență? Pe tine, tâmpitule! Că am crezut că te-a luat salvarea cât am adormit eu! Am adormit? Foarte tare! Deci tu ai adormit? De aia nu mai veni mie salvarea! Ți s-a rupt ție de criza mea de apendicită! Ce mi s-a rupt, mă? Aba, dacă tot ești cu burta la gură! Adică după ce că te prefaci că ești bolnav, ca să pleci teleleu și să faci cine știe ce măgări care uite unde te-au adus, tot tu ești cu gura mare? Păi normal că atacul e cea mai bună apărare, nu? Aaa, doamna prefect, ce-am auzit? Să fie într-un ceas bun și să dea Dumnezeu să iasă cu bine în lume. Nu sunt însărcinată! Aș vrea eu, dar n-am cu cine. Și te-ai dus azi noapte să-ți cauți pe unul cu care să rămâi însărcinată. Doamna prefect, eu știu că soțul dumneavoastră nu avea cum să vă agreseze, că el vă iubește și formați un cuplu perfect. Dar trebuie să vă pun întrebarea că așa e procedura și fără depoziția dumneavoastră nu îl poate elibera. Hai zi. Dar de ce să le liberați, măi băieți? Mai lăsați-l aici, că poate îi vine minte la cap și nu mă mai acuză pe nedrept. Mă, nu pot să mă lași aici, vrei să-mi stric imaginea? Hei, lasă că arestul face bine la imagine. Tu ai zis. Ema, nu plecați! Ema, eliberați-mă că trebuie să ajung la spital! Mătescule, dă-mi drumul că trebuie să ajung imediat la urgență, bă, că mai ai apendicita! O să mai ai pe conștiință! Bă! Aiure, așa zic toți borfașii ca să fie eliberați. Inventează ei cauze medicale. Solomone, cheamă repede salvarea! E circ, șeful, îi punem pe drum degeaba. Cheamă-o imediat, ți-am zis! Ca să fim acoperiți, dacă-i pe bune, vrei să-mi pierzi scaunul? Doamne ferește! Păi constipația mai ai a naibii ca apendicita. Te-ai plecat? Fugi! Păi... Ce părere aveți, boss? Nu că sunt Dumnezeu știrilor. Păi breaking news-ul mai calde ca mine nu are nimeni. Uite, dacă mă lăsați să prezint eu în locul lui Betty, vă promit un interviu cu Van Damme din arest. Pupăză, dă drumul la televizor.
Chiar în acest moment, primarul Capitalei este scos din sediul poliției de un echipaj al salvării. Șeful, mă scuzați câteva minute! Primarul Capitalei a fost transportat de o mașină a ambulanței la spitalul de urgență, unde urmează să fie supus unor investigații amănunțite. Deci, dragi... Doamnelor și domnilor, întrerupem buletinul de știri pentru o informație de ultimă oră! Primarul Capitalei este grav bolnav! El va fi internat în câteva minute Am spus asta deja, pupăză! Da? Da, nu asta era știrea! Doamnelor și domnilor, datorită stării de sănătate precare, primarul Van Damme ar putea fi nevoit să se retragă din cursa prezidențială. Gândiți-vă că dacă va sta numai prin spitale, nu va mai avea timp să conducă țara! Pupăză, primarul s-a internat pentru o banală apendicită și a ajuns în arest tot din cauza ei. Din cauza apendicitei? Senzațional, dragi prieteni! Breaking news la breaking news! Primarul a fost arestat pentru o banală apendicită, ceea ce înseamnă că apendicita este ilegală și penală în România. Așadar, rămâneți alături de noi pentru a afla ce alte afecțiuni vă mai pot băga în pușcărie. Publicitate! Pupăză, dacă mai intri vreodată peste buletinul meu, te nenorocesc! Pupăză! Pupăză! Da? A zis șeful să te duci la tine în birou, că ți-a lăsat ceva. Cred că n-o să mai fie buletinul tău. Pupăzo. Ticălosule! Șeful, ne-a trimis gogoașe la matat, bre. Da, mă, că eu l-am rugat să vă cheme în coace, să... Vreau să vă spun ceva, uite, ce eu... Nu. Cer scuze, am greșit, îmi cer scuze. Nu ne mai dați salariile? Bă, da, mă, vi le dau, dar nu numai că vi le dau, vi le și dublez dacă meciul de duminică jucați titulari. Ne dublați? Exact, le dublez. Șefule, Matan, nu ești șeful nostru. Matan, ești Dumnezeul nostru. Hai, băi, să-i facem o rugăciune. Haide. Tatăl nostru care ești la birou, ființească-se numele tău, vie împărăția ta, precum în cer, așa și pe teren. Amin. Ce faceți, mă, aici? Gura, păcătosule, că deranjezi vecernia! Uite, vezi? Asta înseamnă, bă, să fiu un șef adevărat, un lider, un boss. Mai băgați-mă o dată. Să trăi, șeful! Este că v-am convins? Este că sunt Dumnezeul breaking news-urilor? Normal, pupăză. Ia citește și comunicatul pe care ți l-am lăsat pe birou, repede, pe post, dar repede. Da, șefu, da, șefu. Doamnelor și domnilor, întrerupem jurnalul tot pentru o știre de ultimă oră. Lasă că o citesc eu, că e jurnalul meu. Doamnelor și domnilor, sunt o rușine pentru buletinul de știri. Nu am ce căuta aici. Mă întorc la emisiunea care m-a consacrat, la Pupăză Show. Special ai făcut-o, nemernicule! Tu, eu, șeful mi-a dat-o! Păi atunci, dacă nu am ce căuta la buletinul de știri, prezintă-l tu, mă! Cu mare plăcere! Ha! Succese! Nu, prompteru! Multe succese! Doamnelor și domnilor, să revenim la buletinul de știri. Grădina zoologică din Fenian are începând de astăzi un nou locatar. O familie de ursuleți panda a dat naștere... Parcă ziceai că nu cu ursuleți panda se face audiență, ha? Ieși afară. Așadar, o familie de ursuleți panda a dat naștere unui băiețel de culoare de 3,8 kg, bineînțeles perfect sănătos. Se pare că femela a rămas însărcinată în timpul filmărilor la pelicula Kung Fu Panda! Și în același timp să știți că regizorul neagă orice implicare, mai ales afectivă. Aolo! Mor! Ah, iubitule! Iubitule, iartă-mă că nu te-am crezut! Iartă-mă! Dar tu mă ierți că te-am crezut? Însărcinată? Ne împăcăm?
Dar ce, am fost certați? Dar ce-i trebuie că ți-au scos apendicele? Nu, apendicele era problema. Am colică renală. Păi și atunci de ce te-au operat? Pentru că au apucat idioția de la presă să scrie că am apendicită. Și dacă aș fi făcut vreodată, ar fi fost acuzați că nu mi-au scos cum trebuie apendicele și că s-a refăcut, știi tu, ca polipii. Și ar fi ieșit ei incompetenți. Așa că mi l-au scos, sunt acoperiți. Păi și atunci cu piatra de la rinic ce facem? Cu piatra așteptăm să o elimin și vedem noi. O punem bază de temelie la viluța aia la care visezi tu. Și așa, domn președinte, noi ne dăm sufletul pe teren, alegăm într-un meci cât o restul echipă la un loc într-un an și nu ne mărești contractele, dar la o inflație aia le triplezi, Bașca le mai dă și bonus dacă intră titulari. Butelie, cine v-a zis vouă că le-a mărit salariile? Băi, dai mingea, băi! Ia zi, mă, de ce ești, Beat? Păi că-mi place băutura, în primul rând. Și... păi, ne-a dat șeful voie să sărbătorim noile lefuri pe care le avem. Păi... cu ce... ha, că ne muresc! V-am triplat eu salariile, mă, tâmpitule! No! Vedeți, mă? Ne le-ați șesit, adică ați dublat triplarea. Cum v-ai zis eu, mă, că vă dublez, că vă triplez salarii, că vă... Păi când erați cu casca aia așa, pe față, cască. Pune-ți înapoi casca aia pe gaf și dă-ne și nouă aceiași bani, că dacă nu, duminică, cu inflație ești ajuns. Haide, mă, dă-mă drumul de aici. Jucu. Dă-i, să mă duc să mai aduc ceva, șeful, mă aud că... Ieși, că te găsește, dragi! Ieși! Nu de alta, dar aveți sorb și cădere și sorb și cădere. Ce te-ai umflat, bă? Nu vorbești, bă, m-aș la antrenament. Eu te bă, umflatul. Bravo, Mărlane! Bravo! Cinstește-te de unul singur! În loc să mulțumești că eu ți-am dat ideea cu casca de motociclist ca să ieși din rahat! Coleg, că tu mi-ai dat ideea cu casca! Așa e! Bine măcar că recunoști! Ia zi, mie ce-am dai! Dă-te! Asta! Șefule, sunteți ca un înger păzitor pentru noi. Îngerașul meu care mi-a dat pe teren. Vai, vă mulțumim, șeful. Sunteți îngerul nostru păzitor. Păi prăjitor sunt, da. Prăjitor. Vai, mulțumim, acum șeful. Că sunt la regiu. Vă mulțumim, șeful nostru, îngerul nostru prăjitor. Băi, mă, ce drăguț. Mi-a rămas încă cu prăjitor. Zi-mă, îngerul nostru prăjitor. Da. Zi-mă așa, domnule. Și conform unor surse oficiale, dar care au dorit să-și păstreze automatul. Automatul! Automatul de că sunt niște racheți. Și conform unor surse oficiale, dar care au dorit să-și păstreze anonim. Au. Doamnelor și domnilor, întrerupe iar jurnalul pentru o știre de ultimă oră. Prefect. Băi, nu faci reclamă la medicamente. E turbo.
și conform unor surse oficiale, dar care au dorit să-și păstreze anonimatul, au anonimatul. Să descurcă bine, că ea e fată descurcăreață. Nu vă faceți probleme. Cum să nu-mi fac probleme, Gabriel? Nu vezi ce vrem în pericul așa trăim? Acum tot prostul are pistol. E, nu chiar tot prostul. Ietă, mârlanul n-are. Corect. Adică? Adică aș porit infracționalitatea, tântălăule. Păi atunci ar trebui să astupăm la bine tunelul ăla dintre noi și Doruleț. Să nu ne viziteze și pe noi hoții care o să-l calce pe el. Dar de unde ești tu, bă, că o să-l calce? Bă, tu te-ai uitat chiar pe interlopii? Nu, vigilentule, dar mi-a zis că o să lipsească câteva zile de acasă. Și locuințele goale e ținta predilectă a hoților. Ce limbaj am în mine și mai ales ce logică. N-are nicio treabă cu logica, mârlane. Nu te mai umfla în șunca atât. Ai gena de infrator în sânge. De-aia te împricepi. Dar asta nu e o idee rea. Hai să blocăm noi tunelul ăla cu ceva. Că paza bună trece primejdia. Nu, las că nu-i nevoie. Nu-i nevoie că o să mă duc eu să păzesc casa lui Doruleț cât e el plecat. Păi și de Sofica cine are grijă, bre? O las sigur în casă. Dacă vine scalțone pe tiptil pascui și intră ea. În casă mă refer. Scalțone n-are cum să vină. De ce? Pentru că e dispărut, măi, nu, și cine e dispărut de atâta mare de vreme, nu se mai întoarce. Bă, tu n-ai pic de experiență în continuare? Lasă, bre, că-i păzim noi casa, nu te mai deranja, că de mult vreau să văd ce hogea și-a tras moșchiulică la subsol. Păzești tu, Mărlane, tu dormi ca valiza în gară. Cu tine acolo infractorii o să acționeze mai liniștiți, că o să le acoperi orice zgomot cu sporăitul tău. Tantalaule, tu vrei să intri la favorizarea infractorului? Ești fără-i? Nu, tu tragi la joagăre! Să știi că ideea ta e bună. Hai, bă, să punem un dulap în gura besului ca să-l astupăm, să nu intre și pe la noi infractorii care o să intre la Doruleț. Că și așa de la n-ar ce să fure. Da. Ce? Comentezi deciziile mele, zepelinule? Nu vrei, nu. Punem un dulap, cum ai zis, mă ta. Dar de unde luăm dulap? Păi tu ce ești, Mărlane? Așa stai în fața intrării. Hei, râzi, milițianule. Eu mai sunt dulap, bă, că am ținut cură, nu se vede. Acum sunt servantă. La revedere! Nici azi nu mă conduci acasă? N-am cum să te conduc, dragă, că m-a frânt ancheta asta cu interlopii. Păi atunci te conduc eu. Să mă asigur că n-a dormit în autobuz. Dar nu-i nevoie că eu nu mă duc direct acasă, că mai am o întâlnire. Pupăză, tu te întâlnești cu altele? Vezi că încă nu m-am cuplat cu Chiorete și încă nu ți-am dat oficial liber.
Dar nu cu femeia în întâlnire disperat-o. Hai, nu-mi zice că ai trecut la bărbați acum. Trăși din gură că-mi dai naibii campanie electorală dacă te aude cineva. Mai am o întâlnire de afaceri, în interes de serviciu. La 12 noaptea. Cu păză iar mă crezi proastă? Da. Adică, da, la 12 noaptea, nu că ai fi tu proastă. Păi dacă e în interes de serviciu, vin și eu. Dar nu e nevoie să vii și tu. Ba da, e nevoie că este și interesul meu, că doar avem serviciu comun. Trebuie să te susțin, nu? Dar nu pot să vii, Betis! Nu pot să vii că am o întâlnire cu capul interlopilor, pe care vreau să-l conving să-mi dea un interviu în exclusivitate. Păi și eu îl conving mai ușor, că doar sunt femeie, nu? Ești? Poftim? Adică... ești inconștientă! Trebuie să mă duc singur, că dacă mă vede cu cineva, o să creadă că i-am adus poliția pe cap și ne mătrășește pe amândoi. Tu vrei să te am pe conștiință, mă, Betty, mă? Care conștiință, pupăză? Ai tu așa ceva? Mă rog, pe ce am, că o avea și eu ceva. E, pe ceva ăla al tău vreau eu să mă ai, pupăză. Betty, lasă-mă că mă grăbesc și dacă întârzi, la mafioți e un afront și o să mă ai tu pe conștiință, că tu ai. Dar să mă anunț când ajungi acasă, că o să stau în emoții. Te anunț. Crăpați-ar inima de emoții. Mișcă că te găsești, draci. Bă, sunt nevinovată. Jur, eu doar l-ajutam să împingă mașina aia. Hai, lasă-mă. Și el te împingea pe tine. Da, exact. Nu, adică că nu, așa mi s-a părut din cauza veznei. El tot mașina o împingea. Păi da, mașina dă produs plăceri. Recte pe tine. Hai, mulțumesc. Adică nu, domnul șef, eu nu sunt de alea. Vă jur, eu n-am făcut nimic ilegal, jur. Să mor tu, pe ce jur fa? Ia zi, bă, să n-ai parte de niciun client de azi încolo toată viața ta dacă mă mințești. Zi! Bine, am făcut-o puțin și ce, da, era de plăcere, am făcut de plăcere, n-am încasat nimic. Pe cuvântul meu că n-am încasat nimic, uite, jur așa, jur să n-am toată viața mea parte de niciun bărbat, toată viața mea să n-am eu parte, dar dacă am încasat vreun bănuț. Păi ne-ai apucat, madam, că am venit eu inopinat și v-am surprins cu fraglantul în vine, da? Domn șef, dar făceam și eu puțină dragoste, adică ce e rău în asta? Make love not war. Și filozof a zis. Păi o fi zis filozoful, madam, dar n-a zis să faceți love în locuri publice și cu persoane necunoscute. Că așa ceva se numește prostituție și se pedepsește conform legii cu... Dar dacă aș face eu același lucru cu intransigentul și competentul agent Chiorete, ce-ar fi? Adică s-ar mai pedepsi, zic... Hai că te găsești, dragi! Ia-ți blabele jos după Corea! Ce vrei, să îngreunezi situația? Ia mai bine, dacă vrei să scapi tu cu amenduță mică, pune mâna și scrie! Dă o declarațiune scrisă și recunoști mătăluță tot! Și treci numele la pește acolo! Păi ce nebunică, dar nu se poate așa ceva, ăla mă omoară, adică, scuzați metafora, n-am vrut să vă jignesc. Nu o să te omoare, madam, că mătăluță te duci bine mersi acasă și el o să ție locul acelea în celulă. Și matale o să scapi bine mersi cu amenduță mică, că o să-i raportezi eu lui șeful că ai ajutat la bunul mers al anchetei, ai colaborat și o să-ți acordăm circumstanțe atenuante. Dacă mă înțelegi un debat. Ia, acum, eu zic să te mai gândești. Că noaptea e un șfet nici bun. Asta tot filozoful a zis. Mică amenduță? Amenduța mică, nu! Închide și tu telefonul ăla ca să nu ne mai deranjeze nimeni. Că avem treabă. Vin imediat. Tigrule. Thank you.
m-am chinuit atâta să fac rost de costumul ăsta de jocățică. N-o lasă că recuperezi tu. Băi, femeie, tu n-ai somn? Femei? Unde femei? Ce dai, mă, băiete? Ca să te trezezi la realitate. De-aia dau. Trec, iurete, și vreau coace, unde pleci? Că pe bătăluță te caută, sigur. Flat stupid. Cum te-a făcut? Bazie ți-a zis un flat. Dar mai sunt tu flat, că am slăbit, că ați lucră. Ta stupid, ai rămas. Chiorete, bine că ai venit, că avem o problemă. Noi doi? Noi toți! Hai! Cum ai? Vrei să o faci cu toți? Să știi că de când m-am lăsat de o filme, nu mai fac în grup, că nu mai mă lasă mămica. Hai că încet, încet mă trezesc pe toți. Chiorete, s-a întâmplat o nenorocire cu Pupăză. Ce? Ți-a zis că nu mai vrea să fie cu tine? Minte, bă, Betty! Așa să ține el bățos, să dă cocoși de lămoasa de Pupăză. Chiorete, ascultă-mă, că pe tine nu poți să te trezesc, că mi-ești drag. Cred că Pupăză are o problemă. Eu sunt sigur că are o problemă, că altfel n-ar fi candidat la președinție. Scuză-mă, dar trebuia să scurtez discuția, că avem o urgență. Ascultă-mă, Pupăză s-a dus să se întâlnească cu un cap interlop, ca să-l convingă să vină în emisiune. Și a zis că într-o oră, două, e acasă. N-a venit nici până la ora asta. I-ai zis că l-aștepți aceea? Da. Da, n-a venit. Vezi că... Ce dai, mă, că mă trezise de prima oară? Bă, ce tu trebuie să noi, mă? Chiorete, anunță secția că mi-e teamă să nu fi pățit ceva. Nu răspunde nici la telefon. Dar la Cirviș l-ai cătat? Că poate s-a dus acolo ca să ia interviu Interpolului, ăsta interlopului. Că interlopii ăștia numai noaptea circulă, că le frică de poliție. Și nu-ți răspunde la telefon Pupăză, că și că fiindcă e în emisie. Oh, uite, la asta nu m-am gândit. Ah. Auzi, sună la secție să trimită un echipa să verifice. Ai nebunit? Păi dacă vede interlopul poliția, o să creează că Pupăză l-a atras în capcană și ți-l omoară în direct. Și sunt convins că și în reloare. Păi zi să se ducă în civil. Hai că până nu află ce cu el, eu nu plec de aici. Hai mă, Chiorete, fă-o pentru mine, mă, fă-o și pentru mine. Și pentru noi. Bine? Da, promis să pleci? Și te sun eu, cum aflu ceva noutăți. Nu plec, până nu aflu. Nu-ți, acum pleci, că altfel nu-l sun. Hai, fiecare face câte un pas. Tu spre ușe, eu apăs. 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 Ceau, am și o rugăminte la tine. Ia stai, stai puțin. Ha! Și știam că ai venit. Acum plecam. Pleacă, te moașta. Hai mă, Sofico, trimite și tu, bă, pe Cariva la Pupăză la birou să verifice dacă e acolo. Că eu am informații că e sechestrat un interlop. Pe cine naiba să trimit că sunt singură? Mă duc eu. Dar vezi să nu cumva să afle Betty, că o să creadă că mă întâlnesc cu Gagica sunt noaptea și face crize. Știi că e paranoică. Auzi, bă, Chiorete, dar nu mai bine o sun tu de acum pe Betty și îi spui că l-ai găsit pe Pupăză la birou? Că dacă îi spui că nu l-ai găsit, o să vin aici să te convincă să-l cauți și să duce dracu somnul nostru și al tău. Corect. Bă, tu ai început să faci judecăți logice ca mine? Da. Vezi că te găsește, dracii, fă tu pe deșteptul să rămâni la singurul bău de serial, că dacă nu zbor capul după omir ca pasărea Phoenix, bă! Ok, nu mai fac. Păi nu zici că ești deștept. A, nu face? Fă pe prost că te găsește, dragi! Fă pe prostul! De, ne iubeai mai ta mine! Bă, tu ce faci, mă, zboai joc de frate, Mitrică? Nu, da, nu! Gata, gata, Betty, am verificat! E la birou, Pupăză! Poți să te culci liniștită! Ăsta, am vrut să zic să dorm, bă! Vrei, măr? Pupăză!
Lasă-mă că am venit să te ajut să montez interviu. Pupăzel, unde ești? Pupăzel! Doamna Betty! L-ați plecat acasă? Nu, că am de lucru cu domnul Pupăză. Păi nu este. Nu este. Nu este, că a venit și o domnișoară polițist după dânsul. Domnișoară polițist? Da. Sofica! Fufa, naibii! Asta nu se lasă până nu-i smulg eu tot părul din cap. Da, ce zic eu părul? Lasă-le! Hai, lasă că te aranjez eu, matracuco! Îi dăm o amendă și o eliberăm, bre. Că e totul foarte în clar. Și n-are rost să ținem arestul ocupat cu o ponitoare. Bă, dar ești sigur că are pește și nu-și ia banii? Nu numai că are, dar mi-a promis Olem că o să scrie numele peștelui în clar în declarațiune. Că și noi o să fim atenți cu trânsa și o să-i dăm o amenduță mică, mică, mică. Hai, bre, că am rezolvat eu totul de-aseară. Pardon. Ia dă-mi fa declarațiunea. Trăiți! Da, păi în cazul ăsta e totul clar. Hai, nu v-am zis eu. Să trecem la reconstituire. Ce să facem? Reconstituirea violului, Chiorete, cu dânsa, că în declarație a scris că a fost viol. Cum să fie viol, șeful? Minte, fiți arbotul! Chiorete, lasă, lasă, lasă. Las? Vedem dacă e minciună după reconstituire. Capreza, eu am fost martor ocular. Chiorete, șeful a zis lasă. Și la ce nume ai? Crezi că interesează pe cineva mărturia ta oculară? Ha. Așa, deci să trecem la reconstituire. Eu am să fiu violatorul. Și eu. Doamne, dar a fost cu patru inși, adică toți patru au violat-o ea. Exact, da. Serios? Da. Vrei cu toți? Ești tare! Băi, atunci toți patru o să fim violatorii. Dar eu o să fiu primul. Da, eu nu fac nicio reconstituire, că eu bătaie de joc și-o bat jocoră. Eu știu că totul e o minciună. Nici nu vă salut. Sărmâna, fă. Ok, atunci violez eu de două ori. Adică particip la reconstituire în dublu rol. Ce vorbești? Ce vorbești? Lasă că joc eu dublu rol, că de-aia sunt șef. Da, da, eu m-am oferit primul. Frăția, mă, te ești. Bine, mă, bine, jucăm amândoi dublu rol, ești mulțumit? Solomane, ieși, că tu ești labil psihic și nu vrem să fii marcat. Că violurile sunt experiențe traumatizante. Nu, mă? A, cele mai traumatizante. Ieși, ieși. Patrii. Ia să vedem ce avem aici. Ha. Da. Deci, cum dorește client? Pardon. Reclamant, am vrut să zic. Nu sunt ialbei. Stai să-i tai dopul, să vedem dacă-i copt. Ia uite, e verde, nu-i copt. Cum ți-ai dat seama? Pentru că e încă galben. Și ne mai mirăm că nu câștigați niciun ban. Păi dacă vă treziți în miezul zilei ca trântorii... Ne-am trezit în miezul zilei ca trântorii pentru că n-am dormit toată noaptea. Din cauza lui gagică ta. Din cauza lui te... Rolista aia de Betty? Care, apropo, nici măcar nu mai e gacica mea. Exact din cauza lui fițar terorista, dracu, că a venit la două noaptea să te căutăm. Chiar așa, unde ai fost toată noaptea? Am fost la serviciu, mă, că am avut o anchetă de terminat. Asta cu interlopi și am dormit acolo. Și tu, unde ai dormit? Haide, haide. Ce vrei să faci? Aș dau drumul. Glumești? Vrei să mă pui la încercare? Da, exact asta fac. Te pun la încercare să văd dacă corespunzi. Și dacă ești băiat cu minte și nu încerci să fugi, o să-ți dau drumul mai des. Spre definitiv. Dar de ce se plec, tanti? Mie aici îmi place cu mătale. Tocmai asta rămâne de verificat. Am plecat. Unde te duci? Și-am văzut treaba. Mm-hmm.
Tu verificarea foarte n-are, doar leșet. Și dacă mă așteaptă în curte, tunelul! Un calar, mama, de iubit cel fidel, pe care credeam că vrea să fugă. Hai tu, fereastră, la asta nu m-am gândit. Ce proastă sunt! Idioții naibii tocmai acum și-au gândit să-și mută mobilă. Exact cum bănuiam. Acum mă crede că l-am deschis și sar pe geam. Exact, că văd că din declarație n-ați dat prea multe amănunte. Păi n-am dat, că nu-mi face nicio plăcere să-mi amintesc. Ba chiar mă traumatizează, să știți. Ne pare rău, dar asta este procedura, da. N-avem ce să facem, dar în schimb o să încercăm să vă facem o reconstituire cât mai plăcută. Sunt convinsă. Da, deci treaba e așa. Unul mă ținea în poală. Eu, ba eu, că eu sunt superiorul și trebuie să stau jos, da? Poftiți, domnișoară. Bine, și celălalt pe la spate... Ți-ai luat țeapă, pe la spate. Păi, adică, și mai iar... Continuați, nu vă sfidați. Ce să continuăm, chiarete? Păi, pipăiala, nu asta făceați? Nu, se cheamă reconstituire incompetent, deosebit de incompetent. De fapt, încercam să aflăm de la domnișoara câteva detalii ale violului care nu le-a scris în declarație, pentru că violul o să-l reconstituim între noi. Adică, chiar, Sofica, nu vrei să participi la reconstituire? Că avem nevoie de o femeie. Și tu ești cam ca domnișoara. Hai, te-a făcut parașută, că domnișoara asta e. Ai văzut? Se duce la bagapante. S-a autodenunțat, așa se cheamă asta. Păi încetați, naibii, și hai să dăm drumul la treabă. Domnșoară, câți inși v-au violat? Păi nu mai știu exact, că mi-am pierdut cunoștința. De plăcere. A zis că patru. Patru? Da. Chiorete, du-te repede și cheamă-l pe Solomon, că voi sunteți doar trei. Lasă-l pe Solomon, că ăla e labil psihic și astea sunt experiențe traumatizante. Chiorete, și poți să pleci și tu, că n-ai vrut să ne ajuți de prima dată la reconstituire. Iote că m-a răzgândit, na. Prea târziu, na. Și te rog să o iei pe domnișoara să o duci să dea declarația cu mult mai multe detalii. Nu e așa, șeful? E ordin, să iasă. Exact, e ordin, Chiorete. E ordin, am înțeles? Mișcă, fițar, copal, dracu, mișcă! E, acum dacă am rămas între noi... Sau că bine zici! Dar eu trebuia să fiu pe la spate! Da, mai schimbăm și noi! Stai, mama, stai! Nu, băieți, nu merge așa! Trebuie să mă duc și eu să mă schimb, să-mi pun niște țoale mai de fufă! Nu vreți să facem reconstituirea, să pară cât mai veridică? Ba, vrem! Vin cât ai zice pește! Pește... Pește! Mamă, ce-aș vrea să fiu eu peștele ei? Aoleu, ce-i fac? Da, să vezi ce-i fac eu! Bine-ai venit, frumoasă! Ce faceți, mă? Faceți mișto de mine? Nu, mă, Betty, te-am confundat. Nu despre tine vorbeam. Hai, lăsați tâmpenile și căscați parabolicele alea la mine, că aveți o problemă. Sofica se vede cu pupăză! Cu pupăză? Nu cu Chiorete?
Se vede și cu chiorete? Parașuta, naibii, omorâi! Vă, tu ne faci colega parașută? Stai cu minte, vrei să avem două probleme? Trebuie să plece cât mai repede ca să continuăm reconstituirea ce naiba! Când vine aia, cum dată? Mulțumim de informație, vă promitem că o să o înfierăm într-o ședință internă pe agentul Sofica pentru conduită imorală. Vă rugăm. Nu, zău, asta e tot? Și vezi că te caută chiorete. Mă caută chiorete? Serios? Da, fugi, fugi! Da. Bă, asta chiar o fi cu amândoi. Nu știu, mă, și ce e? Foarte bună informație. Ce ne interesează? Înseamnă că și-a dat drumul la desfrâu și atunci o să facem o reconstituire așa cu finalizare. Mamă, hai să ne pregătim. Eu finalizez primul. Bine, de data asta te las pe tine primul. Ai văzut, tante, că n-am fugit nicăieri? Ești de aici! Ești de aici! Bă, cum, bre? Unde credeai să fiu? T-am zis că mi-e bine aici, la tor de matale! Ai, iubitul meu! Ce bine îmi pare! Vino la papa și te premiere! Nu, 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 nu e nevoie, niciun premiu! Am făcut numai ce trebuie, nimic special! Ai făcut foarte... Ah, era... Stai puțin, stai puțin! Vai, ce fericire! Stai! Ce face? Viu imediat! Ha, firat capul cu... Amore, trebuie să plec de urgență că s-a ivit ceva. Mă eliberezi? Da! Pentru că mi-ai câștigat încrederea. Da. Dacă vrei, poți să urci sus. Firar pielea voastră. Mie-mi spui, ăsta e capcana numărul 2. Hai mai văd dacă ulei pe spate, că mă gâdin. Așa trebuie, mă știu eu, de la niște stripări. Că de-aia lucioși ăștia, ia uite. Ah, iar atunci te dau și eu pe tine. Nu tot acum că am treabă. Gunoi are. Și să nu mă deranjeze nimeni. Mamă, e pusă pe treabă rău. Hai să-i uităm, hai. Continuați cu coșilor, continuați, că baba susține organul. Ce cauți, bre, aici? M-a chemat Sofica să o ajut pentru o reconstituire de viol. Care-i primul? Nu, mă scuzați, băieți, dar a intervenit ceva și eu trebuie să plec urgent pe teren. Da, vă descurcați cu tanti. Apropo, bre, reclamanta a zis că au violat-o 4 inși. Deci trebuie să o faceți cu amândoi deodată. Dublu! Yes! 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 Dublu cu amândoi! Dublu și cu tine! Ei, dar voi de ce vă feriți, bă? Păi ce jucați în reconstituirea asta? Sunteți victime sau sunteți violatorii? Victime! Hai, doamne! Dar stai, de ce-a fugit? A fugit, tătișoar, pentru că de fapt violul nici n-a mai avut loc. Că a apărut chiorete și violatorii s-au speriat și au fugit. Cum? Uite așa! Păi stai! Păi și atunci, dacă n-a fost niciun viol, dar ce mama dracu faceți, bă, reconstituire? Tântălăilor! Mai m-am și încins. Norocul că am cu cine să mă sting. Amore, am venit acasă. Amore, amore! Nimernicu m-a tras pe sfoară. M-a făcut să mă încredere de ce a tulit-o. Ce ai pățit, bre? E beci. Ce faci aici? Nimic, sunt legat. Nu se vede? Am un pacient copilaș și am zis că dacă mă îmbrac în personaj de desene animate, fac ședința mai plăcută.
Și ceva mai puțin blănoș, așa, nu găsei? Da, bără frumos, să revenim la ce mă doare pe mine mai tare. Am o întrebare pentru tine. Mă, care bărbat întreg la mine ar prefera să stea mai mult ascuns decât să se afișeze în public cu iubițica lui? Despre cine vorbești, tanti? Îl cunosc? Da, normal, fai că îl cunosc, dar hai să-i spunem generic, domnul P. Da, mi-e teamă că nebunită tot la cap. Și dacă s-a întâmplat chestia asta, e grav, pentru că asta o să-i afecteze imaginea și nu numai imaginea, dar și cariera. Și asta e cel mai grav, pentru că în el ne punem baza și speranța pentru un trai mai bun. Și eu și Gogoșică. Da, tante, aveți dreptate. Nu mai trebuie să mă ascund, pentru că nu mai are niciun rost. Pupăzel? Ce caos tu ai zi? Ce caută asta sub birou tău? Nu știu, tanti. Cred că s-a ascuns acolo după terapie ca să tragă cu ochiul când mă dezbrac și îmi pun eu costumul ăsta. Ieși afară, măgar pervers! Ieși afară! Ieși că nebun! Ieși! E nebun, tanti. De ce nebun? Asta e grav. Înseamnă că dacă nu vrea să iasă la lumină, a nebunit! Da, vă rog. Ceau, pupăză! Sofica sunt. Ia zi, ți-a fost dor de mine? Da, dar de ce? Pentru că te aștept la tine în birou. Goală! Mă, mai... Asta e nebună! Vrea să mă bage în pumnii vrăjitoarelor! Ai văzut, tante, că tot n-am ieșit? Am văzut. Dacă nu vrei tu să ieși de bună voie, să știi... Că o să scot eu cu forța afară. Ieși, că n-am timp să am un soțior nebun. Ieși! Dar eu nu sunt nebun. Încă nu ești nebun, dar dacă o să stai prea mult aici în pământ, o să fii, așa mi-a zis eu. Dacă ai timp să rămâi aici, să știi că o să facem altele. Hai! Nu vrei? Atunci ieși. Hai! Ieși! Secția Cotroceni, spuneți, vă rog. Ceau, Sofico! Pupăză sunt! Te aștept la mine la birou! De ce? Cum de ce? Pentru același lucru ca și aseară! Pa! Bă, ăsta e sinucigaș? Vrea să ia interlopii gâtul? Să rămână, tanti! Sofico! Vreau să vii să-mi ții de uret! Nu pot, bre, că trebuie să mă duc la pupăză la birou să-l apăr de niște interlopi! Interlopi? Fui tu, e nebunit la cap! Vrei să te am pe conștiință? Preiau eu de acelea! Era de mie buzună. Sofico, îmbracă-te repede când acasă! Tati, ce faci, tati? Deci de-aia mi-ai chemat tu bobocica la tine, măgarule, ca să te benuclezea, la fel ca la Teodora. Păi de ce ne-ai zis, băi, risc de merni că vrei să vezi muiere despuiată, că-ți satisface baba fantezia. Nu! 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 Unde fui? Alea! Unde fui? Vrei sofici? Îți dau eu sofici, femeiatule! Imediat îți dă fata sofici! Ai venit, nebunatico? Normal, pupuzel, de când aștept? Pupuneț? Ce cauți aici? Ce cauți aici? Da, tu ce cauți aici? Da, tu ce cauți aici? De fapt, ce contează? Dacă toți suntem aici acum, eu pot să mă bag cu ideea că nu ești pupăză. Nu, eu nu pot! Nu! Nu! Atunci ar trebui să astupăm tunelul ăla dintre noi și Mușculică, ca să nu ne viziteze și noi hoții pe care o să-l calcem pe el. Să ne viziteze și noi? Dacă se întoarce scansoane, vine păfurii și intră ea. În casă mă refer.
Lasă cașcatul ăla. Poate să-i scrie foarte în clar numele în declarațiune. Că și noi o să fim atenți cu trânsa și șosăi, șosăi. Hai! Așa, ce, să dau mici gratis la colț? Nu. Păcat că mi-era poftă. Mă iertați, nu pot băza, nu v-am văzut. Nu m-ai văzut. Ăla are o geantă de damă. Colțu! Prinde-ți colțu! Stai, mă! Colțu, prinde-ți colțu! Ce pupăză? Chiorete, am văzut un host de genți acționând în direct și sunt convins că și în reluare. Vino repede acasă ca să-ți dau semnalmentele până nu le uit. Hai, mă, pupăză, și cu ea fura gentoiu, mă. Nu care cumva lui face țari cruce? Și am așteaptă în dormitor cu semnalmentele în vine. Hai, sitir, fă-n făitrec, că nu mai mă fraierești după mine cu frășel dintr-astea de doi bani, da? Chiurete, ai nebunit, eu vorbesc serios. Nu e nicio betimă, e altă femeie. Serios? Ia dă-mi bă la telefon dacă vrei să te crezi. Păi nu ești cu mine, eu n-am văzut decât hoțul. E, atunci adio și n-am cuvinte, că nici nu știi cât te-a costat pe tine apelul ăsta. Bă, bălăule! Chiorete! Băi! Da! Băi, Chiorete, stai-mă așa. Dacă pupăza avea dreptate și vorbea serios, tu nu te gândești că exact în acest moment o fată ar putea să fie în culmea disperării? Tu știi ce înseamnă să rămâi fără poșetă? Nu-ți, că nu-s papițoi. Eu nu port așa ceva. Să rămâi fără poșetă ca femeie. E ca și cum ai rămâne fără... fără... Nici nu știu cum să-ți explic ca să mă înțelegi mai bine. Ah, e ca și cum ai rămâne tu fără caschetă exact în momentul în care trebuie să te avanseze domn chestor. Așa ceva e imposibil. Căci că fiindcă eu am de grijă când este un eveniment de o asemenea importanță să-mi lipesc cașcheta de cap cu un scoci dublu adeziv. Asta ca să-mi preîntâmpin, mă înțelegi, accidentele. Rete, eu vorbesc serios. Păi și-o la fel. Eu vorbesc serios, serios. Tu n-ai de unde să știi cum e să fii femeie și să-ți pierzi ce ai tu cel mai de preț. Aș fi violat-o. De unde știi? Păi nu eu știu, tu știi. Nu tu ai zis? Ce are mai de preț o muiere dacă nu virginitatea? Aia se reface chirurgical. Eu mă refeream la poșetă, că acolo e tot universul unei femei. Îți dai seama cum e să te lase un nemernic dintr-o dată fără fardurile tale preferate, fără ruj, fără parfumul tău intim, fără portofel, fără carduri, fără telefon, fără vibrator. Nu e cazul meu, că eu nu am așa ceva, dar altele au. Auzi, ale dracu putori. Știi cum e, mă? Îți spun eu cum e. E crimă. Și dacă tu ai de gând să lași criminali în libertate, eu nu. Mă duc, îl găsesc și îl bag direct în pușcărie, pe viață. Dar ce zic eu pe viață? Îl arunc pe scaun.
Doamne, apără și păzește! E că mi-ai zis ca să nu-ți ating care cumva vreodată poșeta aia. Ce faci, mă, pisou, iar vrei să strici seara? Nu știi că toate revistele astea au boală pe tine? Dragă, asta este o revistă pentru femei inteligente, nu pentru tute. Aici te învață cum să nu te lași manipulată, cum să ai succes în carieră și cum să nu dai în bară acasă cu bărbatul și să te înșele. Cum să nu dai acasă în bară cu bărbatul? Ce tâmpenie! Păi, dacă toate femeile ar avea câte o bară de striptease în dormitor, ar dispărea adulterul din lume, dar cu condiția să o folosească regulat. Ram-pa-pa-pam, ram-pa-pa-pam. Mă, pisoi, de-abia am terminat ce naiba. Dar știi că cuvântul ăsta mă stârnește. Da, pe tine te stârnește tot dexul. Mai trăi, boșorogule, că pe tine te mai stârnește doar mirosul de tămâie și formol. Să mă pup. Pisoi, lasă-mă măcar 10 minute să-mi trag și eu sufletul. Mai bine citește-am din revista aia, că sunt tare curios cât de prost sunt ziariști ăștia. Da. Chica, dacă gătiți în lingerie intimă, mâncarea va avea un gust deosebit și veți fi apreciate pe măsură de bărbații voștri. Păi, ești nebun? Normal, că de asta s-a sunat cu tine! Mai dași-mă! De asta nu-ți plăcea ție niciodată mâncarea mea! Stai, mă, pisoi, că am zis 10 minute să respir, te rog eu, lasă-mă! Te las și mai mult! Ce faci? Mă duc să verific articolul. Păi da, cu... Cu alea ce faci? Păi mă schimb, dragă, mă schimb! Ca să dau cât mai multă aroma mâncării. Bună seara, dragi prieteni! Și bine ați venit la o nouă și incendiară emisiune Pupă The Show! În această seară vom discuta despre indiferența cu care poliția română îi tratează pe cetățenii de rând în general și chiar și pe mine în special. Astăzi, în timp ce veneam spre studio, era cât pe ce să prind un host de poșete. Mi-a scăpat practic printre degete. Ei bine, am sunat la poliție și ce credeți că a făcut poliția? Exact! Nimic! V-am luat și la mișto, ci că s-o găsesc eu, dita mai vedeta TV și viitor președinte al țării pe păgubită și s-o pun să facă plângere. Vă vine să credeți în ce hal a ajuns siguranța cetățeanului în țărișoara asta? Dar nu-i nimic! Vă promit că lucrurile n-o să rămână așa. Cum ajung eu președinte, voi da afară toți incompetenții din poliție, așa cum îi da afară din primărie contra candidatul meu pe petenți. Vă promit că în poliție o să fie numai agenți cu pedigri și școală, nu aurolași comunitari, fără dinți în gură ca acum. Dar, până atunci, cer imperativ ca poliția să-și facă datoria și să prindă hoțul de poșete până nu face noi victime în rândul iubitelor, fiicelor, mamelor și soțiilor noastre delicate și lipsite de apărare. Păi ești nebun. Ăsta chiar a vorbit serios. Și la concret, că comunitarul fără dinți în gură, ești bătăluță? Iete, vă, primarul încearcă să zboare! Nu încerc să zbor, stimați alegători! Vă făceam cu mâna, vă salutam în semn de respect! Idioții naibii! Și mirosul ăsta nu mai este odată din casă! Gata, am terminat! Că n-a scrăpat, bă, de pute așa! Dacă încă vorbești, înseamnă că n-a crăpat cine trebuie! Dar, de fapt, cred că văd eu aici o persoană moartă! Mamă, bine zis! Dar de foame! Da! Trebuie să te saturi iubițica ta, că după aia trebuie să o saturi și tu pe ea! E, dracu, tu nu o să te saturi niciodată, nesătulo! Măi, tăși, n-ai via tipa, că dacă vin la tine chiar o să miroase mort! Închide, dragă, și tot geamul ăla, că sunt goană și mă trage curentul. De ce l-ai deschis? Știu, e atât de cald în casă, dar nu înțeleg de ce. Ei, nu, de la asta. Bine, poate un pic și de la ragazul. Fii atent, ăsta e desertul. Oh!
Vandame, știu că sunt irezistibilă, știu, dar mai întâi mâncărica. Hai, hai, păpica să prinzi puteri. Hai, gura mare. Ce-ai, mă? Iubito, îmi pare rău că te dezamăgesc, dar cred că de la atâta miros de bunătăți mi s-a făcut rău. Și câteva zile, sigur, nu mai pot să fac nimic în gura. Hai să nu spui că m-am schimbat de prea multe ori și ai și mâncarea prea aromată. Să știi că sigur asta e. Ah, ok, păi atunci îi mai pun niște apă și o dau un clocot. Dar dacă nu mănânci, îți ia adio de la desert. Ce e, bă, Chiorete? Ți-ai pierdut năravul? Hai să-i termine, terminatule. Șeful, aveți idee? S-a făcut azi noapte vreo reclamație la furt de genți? Că mă interesează în mod personal cazul. Atențiune! Păi, cum să trăiesc, bă? Cum să trăiesc când aud ce aud de voi la TV? Fiți atenți aici. Aveți 24 de ore să-l prindeți pe hoțul ăla de poșete. Dacă nu, s-a zis cu voi. Maidanez vă fac. Maidanez? Comunitar, Matăiescule, comunitar. O să apărați siguranța statuilor de găinațul păsărilor. Dar noi n-avem nicio vină, șeful. La ăsta s-a referit Pupăză. El ia un rolacul fără dinții în gură. Ia râs-mă. De ce se râdă, Păpănețule? De ce se râdă? Avem motiv de râs? Păi, de-a mea... Uitați-l! Minte, șeful! Incompetența e motiv de râs, Păpănețule? Nu se trăiți. Păi vezi? Așa ziceam și eu. Deci, 24 de ore. Dacă nu... Mergem la meci pe Dinamo. Dinamo! 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 Vrei? E cald, acolo a adus-o băiatul. Eu imediat aici că nu vreau să mai văd mâncare. Bă, să dea naiba și tu ești la regim? Ai devenit pițipunk? Eu de aici că n-am chef de glume. Da, nici nu avem timp de glume, că afară sunt studenții aia pentru autorizații de măsuță. Să-i bag? Bagă-i în birou, vreau să zic. Rămâneți baftă! Să trăiască, domn primar! Domn președinte, mă! Domn președinte, da, corect. Suntem băieții cu mărțișoarele. Ne știți de anul trecut. Așa, ziceți repede, băieți, că nu prea mă simt bine astăzi, nu știu ce am. Știți, vrem și noi o autorizație pentru o măsuță la Bromană, lângă metrou. Aveți ceva mai original sau tot chiciurile alea de anul trecut? Vai, dar ne jigniți? Cum să nu? Avem o idee originală, de criză. Mărțișoare comestibile. Cu zahăr brun, cu caramel, cu gălbenuși de ou. Au și termen de garanție. Ieșiți afară! Ți-am zis, mă, să-i dăm ceva? Le mai avem și pe cele de anul trecut, dacă doriți să le vedeți. Ieșiți afară, de aici! Bă, voi sunteți stâmpiți la cap! De câte ori urcați la mine la birou, să nebunesc, parcă vine Fukushima peste mine! Parcă vine cu tremurul! Dar nu mă uitați și voi cum arătați, mă! La trup vorbesc, nu la față, cocoșaților! La trup, că uite, v-ați făcut cât Titanicul! Fiecare dintre voi! Păi am zis să arătăm și noi, șeful, ca dumneavoastră, că sunteți ca un model pentru noi! Să fim așa, o echipă, un tot unitar! Să nebunești! Ia să-mi puneți, bă, mâna și să slăbiți, că... Ia uite eu, am dat jos aproape 30 de grame săptămâna asta. Dacă vreți să semănați cu mine, vă bag, mă, vă fac eu un program, mă ocup personal de voi, începând azi. Ia, într-o oră să vă prezentați la mine cu câte o listă fiecare, cu obiceiurile bune pe care le aveți. Dacă aveți vreunul. Și câte liste vă iese, cu alea nesănătoase. Dar să nu fie mai mult un tom de hârtie. Că ești vegetarian, eu crotesc pădurea. Bună, păpușe! Ești nou pe aici. Ia zi, bemuțică. Dispar și lasă-mă în pace. Dar ce ești, păpușe, așa ciufută? Nu ți-au ieșit azi pe plin clienții? Ia zi. Zic că te scoate băiatul din foame. Dispar, nenorocitule, că-ți fac poșeta pălărie cum poartă Moni, hai! O nebună, ce carim geanta aia, pietre de mare!
Alo, pupăză? Bă, vino până la secție că trebuie să facem portretul robot al hoțului ăla de poșete. Când poți tu, te așteptăm. Fițar vigilența naibii. Bestie justițiară. De unde mă uit tot mic, par. De-aia nu v-ați dat voi seama că sunteți obezi, mă. Cu grizile astea micșorează, mă. Eu te ce mic par în asta. Vezi? Bine, eu și sunt mic, dar... Ia dă cu acea butelie, ăsta... Cijmea, ăsta... Damigeană. Damigeană, să... Să văd ce-ai scris. Ia. Mic dejun. 8 hot dogi, 8 beri. Prânz, 25 de hot dogi, 12 beri. Cină, 30 de hot dogi, 25 de beri. Ce dracu vă îngrășați în halul ăsta, bă, că și eu consum tot la fel și uite eu ce fizic spulber într-un am. Plin de mușchi. Uite. Bă, te pomenești că ți-ai avea ceva pe bază de e ceva hormon, na. Hodo, humor, monal. Aveți și ghinion. Dar eu n-am avut niciodată talent la desen. E, tu n-ai talent la nimic, apoponețule. Dar tu la ce ai, mă, la ce ai? La paranormale, anormalul, le-ai uitat? Gata, mă, gata, terminați. Dacă nu ne pricepem niciunul la desen, îl așteptăm pe Solomon să intre în tură și o să facă el portretul la robot. Ce face, mă? Adică voi vă bateți joc de mine din nou? Nu tu, păză, ăla chiar se pricepe. Păi a făcut el cai vers pe pereți și nu e în stare să facă un amărât de portret robot? Bă, Mateescule, bă, eu sunt Dita mai vedeta TV. Eu sunt Dita mai viitorul președinte al României. Tu crezi că eu am timp să stau după toți frecancii fără nimic în cap? Cu tine vorbește! Eronat, poponețule, că n-a zis fără dinți în gură. A zis fără nimic în cap, recte fără păr, adică atuba. Stai că te găsește, frate! Dați-o dată și dați-mi mie o foaie și un creion că-l fac eu! Te pricep la desen, pupăză! Bineînțeles, Mateescule, că un președinte de țară trebuie să fie complet. Dă-mi. Ia, mă, completule! Bună, dar nu te-am mai văzut pe aici. Cum te cheamă? Prietene, vezi că nu-ți dă nasul tău. Dispar că mă ții din treabă. Îmi pare rău, dar nu pot. Și eu sunt tot cu treabă. Ia hai cu mine, dragă, până la... Ia hai tu cu mine la secție! Cred că greșești. Nu greșesc nimic, ciorditor deosebit de periculos, crede că nu te prind. Și... Mișcă! Mișcă! Gata, ăsta-i. Avea capul triunghiular, mă. Păi nu a zis voi portretul robot? Și sper că până diseară să-l găsiți, că dacă nu, iar vă fac de rahat în direct. Și sunt convins că și în reluare. Băi, pupăză, stai mă puțin, că portretul ăsta e prea robot, mă! Șeful, nu mai avem nevoie de niciun portret robot, că l-am prins, ăsta-i bestia! Sofica, eliberează-l că nu e. Dar de unde știi șeful? Portret infantil, de asta nu seamănă. Sofica, ăsta-i Mavro din de la Morav, urmă, fată. Eu i-am zis, dar nu m-a lăsat să mă legitimez. Mă scuzați, știți, eu sunt nou aici. N-am apucat încă să cunosc pe toată lumea. Vă rog să mă scuzați. Se acceptă. Doar dacă ieșim împreună la o cafea. Cu mare plăcere. Acum e ocupată, n-are timp. Altă dată. Pentru altă dată vorbim altă dată. Acum scuzați-ne că noi avem de rezolvat o problemă foarte importantă. Hai, domnul Mavrodin, vă rog. Sigur. De ce ar iau de la capăt, șef? Stai, mă, Sofico, liniștită, că de aici preluăm noi. Că tu destul ți-ai riscat integritatea. Prindem noi hoțul. Care-i hoțul? Care-i hoț, mă? Care-i hoț, mă? Că nu cred că e vreun hoț, mă. Cred că e o invenție de-a lui Pupăză pentru audiență. Și să facă el pe justițiarul lui Pește Prăjit. Am zis eu. Zi de ce mai chemat? Am un proiect nou și revoluționar. Te bagi? Se numește Mese. Una peste alta înseamnă
Mens sana in corpore sana. Latrină, gogule, latrină, n-ai tu de unde să știi asta. Mă rog, în traducere liberă înseamnă... Minte sănătoasă în corp sănătos, treci la subiect. Nu fă pă deșteptul cu mine că te ard. Așadar, m-am gândit că dacă tot arăt așa de bine în urma curii pe care am ținut-o, să vă bag și pe voi ăștia de sub mine la un regim, mă. Nu de alta, dar să nu scoateți ochii că sunt singurul bărbat în clubul ăsta care arată bine. Mă, la mine ce strice pe-n cap? La ce regim vrei să ne bagi? Unul sănătos, bio, că ăsta e singurul care dă rezultate, am citit eu. Da? Unde ai citit? Pe vreo pungă de chipsuri bio, a? Fi ironic că te scot în program și te las și prost, și gras, și fără bani. Aha, sigur. Așadar, proiectul pe care vreau să-l implementăm... Ce vorbeam, bine? O să ne aduc o grămadă de bani. Te apuci tu să faci un dosar, mă înțelegi, pe care terenul nostru de fotbal să-l trece din intravilan în extravilan, adică în teren agricol, și să plantăm pe el produse bio, mă, ca să slăbiți și voi. Hai, dă-i drumul, apucă-te de dosar și când e gata, mi-l aduci ca să mă duc eu la primărie la Vandam. E, dar de ce să te duci tu cu el la primărie la Vandam când poți să mă duc eu? Eu ce am? Mai fac și un pic de mișcare, că și așa ai zis că sunt gras și trebuie să slăbesc. Bogule, la ce nume ai tu, nu cred că o să slăbești vreodată. Costello? Nu, Donuts. Aoleu, ce rău mi-e. Ce, iubire, încă ți-e rău? Aoleu, mai rău. Of! Vino la desertul tău să-ți aline suferința. Iubito, dă asta jos că miroase miroase grozav, dar... Fiindu-mi atât de rău, nu pot nici măcar să mai supor mirosul de bunătăți. Înțeleg aluzia. Și o idee bună că desertul aluncă întotdeauna greața. În lejeria asta ai gătit? Nu că te stârnește maxima, au avut dreptate aia de la revistă. Dă-o imediat jos. Vandame! Iuhu! Opa, așa! Uuuu! Ce faci, mă? Ce mai e? Ți-a intrat mirosul de mâncare în piele, fă și tu un duș! Păi am făcut două! Atunci înseamnă că trebuie să te duci la Phoenix să dai un rând de piele jos! E să dea naibă dacă mai gătesc vreodată! O idee foarte bună! Ne angajăm bucătăreasă! Asta era! De asta faci tu tot circul ăsta! Vrei bucătăreasă tânără și frumoasă care să-ți gătească cu desertul la vedere, nu? Nemernicule! Zic că nu e vorba de asta! Te angajăm una bătrână și urâtă! Pe mama lui Gogoașă! Ca să ne gătească ea! Nu, că doar știi că tu ești desertul meu favorit! A fost programare la peeling mai repede. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în această seară așteptăm dovada polițiștilor că veghează la liniștea familiilor noastre. Îi aștept să-l aduc aici, în direct, și să vedem dacă și în reluare pe hoțul de poșete. Ce dovadă, domnul Pupăzășou, ce dovadă, că nu există niciun hoț. Exact, zii de fapt că vrei să faci audiență pe spinarea poliției, stricându-i imaginea. Ce faci, da? Mă? Nu există? Ei bine, dragi telespectatori și mai ales telespectatoare, am să-l prind chiar eu cu mânuțele astea două, cum spunea filozoful. Și am să vă dovedesc că Pupăză nu minte, alții mint. Da? Și cum o să-l prind, mă, eroule? În direct și eu sunt convins că și în reluare. Că o să filmez în permanență locul unde a comis mârșăvia. Că nemernicii revin întotdeauna la locul infracțiunii. Dar voi n-aveți de unde să știți asta. Că sunteți comunitari fără pic de școală și fără... pedigriu, mă. Nu pot să cred! Nu pot să cred ce am văzut aseară! Mă, voi o să mă faceți să nu mă uit la televizor ca să nu mor de inimă? Cine v-a permis, mă? Să spuneți că nu există niciun hoț. De unde sunteți voi așa sigur, a? Că a făcut Sofica o mică încurcătură? Păi,
Apropo, agent Sofica, vei primi o primă. Ai fost singura care te-ai mobilizat în prinderea posibilului infractor. Iar voi o să veniți cu portofelele de acasă, băi. Da, pentru că dacă dă domnul dracu ca pupăză să-l prindă pe demer Nicola, o să veniți cu bani de acasă. Că de leafă n-am de unde să vă mai opresc. Bă, mobilizați-vă că sunteți cu sabia deasupra capului. Dacă-mi iau mâncare, o să mă miroasă și o să facă crize. Că mâncarea ei îmi face rău și alta nu. O cinciură imațele, o să dau un ulcer de foame. Să trăiască domnul viitor președinte. Am venit cu mărțișoare. Se poate? Sunt ale comestibile? Nu. Am înțeles, pe alea nu le vreți. Ai înțeles prost! Adică ai înțeles prost. Fugi și adu-le pe alea. Le avem și pe acelea, domnul primar. Se poate. Serviți, vă. Da, lasă toată cutia, că trebuie să guste și consiliu. Că dau și ei aprobarea. Excepțională inițiativă, băieți. Mulțumim. Unele cu ciorbă n-aveți? Ba, doamne, ai timp că vreau să vorbi. Ce faci, mă? Să fac viza, uite, găsi niște mărțișoare de-astea comestibile, mi le-au dus băieții ăștia. Și trebuie să verific dacă sunt ok și să le dau aprobare pentru măsuța la romană. E sarcină de serviciu să fac. Luați și dumneavoastră să gustați, doamna prefect. Lăsați-le aici, că trebuie să dăm și consiliului, că și el își dă aprobarea. Da. Cu mare plăcere. Și mergeți, mergeți, că vă trimitem noi autorizația pe mail. Adă, deci tu ești la fel de moartă de foame ca și mine, nu? Deci ție nu ți-a plăcut mâncarea? Dar bine, măcar am încercat. Dar bine, nu trebuie să încerci, că eu te iubesc chiar dacă nu ești gospodină. Serios? Bineînțeles! Dragostea e importantă, că mâncarea își găsește pe toate drumurile, uite! Eu pijam! Hai mă, pijai, că mi-am făcut peeling! Da? E poftă mare! Mă scuzați, le-am uitat pe cele vechi. Șnururile nu sunt comestibile, am uitat să vă spun. Păi de acum spui, mă? Ești afară, că te-ai zis pe bani de autorizare, ieși! Mă scuzați, îmi pare rău. Ce pot să fac să repar greșeala? Te duci imediat acasă și le faci pe alea cu ciorbă, ai înțeles? Da. Și faci unul mare cu ciolan și cu șnurulete fasolică. Hai, mișcă, că altfel dau măsuța altcuiva! Hai, rău, pe fandare! Bă, al dracu, cum miroase ăsta mâncarea de la kilometri. O, disperatule, că sunt la cură, nu mă interesează subiectul. Am venit la tine să te rog pentru aprobare, așa, ca între prieteni. Să auzim cum sună cererea mârlanii și până vedem cât de prieteni suntem, da? Bă, vreau să-mi treci terenul de la club din intravilan în extravilan, că vreau să mă apuc să plantez pe el fructe și legume bio pentru echipă, ca să hrănesc jucătorii bio și să dea randament, bă, la maxim. Hai, lasă. Da. Și ce legume vrei să plantezi, mă, mârlanii? Păi, morcov, țelină, păstrnac, pastramă. Așa, și fructe? Morcov, țelină, păstrnac, pastramă. Mârlane, recunoaște, naibii, că vrei să-ți trecem terenul agricol ca să plătești impozite mai mici. Chiar ne iei de proșma? Să dea domnul să-l mai slăbesc cu un gram dacă m-am gândit eu la așa ceva. Mm-hmm. Hai mă, Ema, că eu te sunt și eu atent. Ia uite-te aici. Uite-te la cadou ăsta și zic când să vin după la probare. Mă, depinde ce e în pungă. A, păi după ce e în pungă, cred că viu chiar mâine dimineață. Scoate ștampila!
Eu? Nu, tu mă... Scoate-i tampina! Hai, mă, dă-te, mă, brânză și te mușcă-i atâta, mă, frate! Greu cu tehnologia. Hai! Invers, că vreau să filmez în față. Ah. Stai jos! Dă-mi coace! Camera! Să coci pe ea! Scuze. Aoleu! Hai odată, reglează-o! Două secunde. Mișcă-te, mă, mai repede ce te-am dat eu la karate, mă! Hai, stai, Mariu! Ciupercă, ciupercă! Ce faci, mă? Reglează camera! Scuze, scuze, am greșit. Gata, puteți transmite. Ha! Că te-am prins acum, terorist de cartier ce ești! Hai! Iată așadar, dragi prieteni, justițiarul neamului, adică eu, a prins infractorul. Ce infractor, domnul Pufoză? Eu sunt om serios, te rog frumos să-mi dai drumul, că mă grăbesc. Aha! Ia uite cum încearcă să mă împărlige! Scuzați termenul, dar trebuie să mă adresez în termen specific țepelui ăsta, țepelui, ca să mă înțeleagă. Așadar, unde te grăbești, infractor, deosebit de șmecher ce ești? Domnul Pupăză, eu nu sunt infractor. Eu mă grăbesc la firma lui nevastă mea, că e femeie de afaceri. Și săraca la câte are pe cap și mai uită geanta pe acasă. Aproape zilnic, eu mă duc să-i duc. Și dacă nu mă grăbesc, trebuie să ajung și acasă, că avem doi gemeni și trebuie să le dau de mâncare, să-i spăl, să ieșim prin parc. Că dacă nu o fac, ea când ajunge la noapte o să mă rupă cu bătaia. Dar să nu-i spuneți că am zis asta. Cupricita! Pupăză! Urlan e acasă, că am treabă cu el. Publicitate, așteaptă și tu să intrăm în direct, e profesionistă. Săracul. Nu mai putem, șef! Nu mai putem! Lasă-o naibii de cură, Bio! Nu mai putem să intrăm nici duminica pe teren. Ne mai pune să mai și alergăm. Păi, nu se poate, mă, trebuie să plantăm produse Bio, că așa scrie în contract. Că altfel zice că face șmecherii imobiliare. Iute, scrie aceea la autorizație de... Te revocă! De ce? Uite de aia! Că mi-au curat poșeta! Înseamnă că nu mi-ai dat-o cu inima bună! Vă mulțumim, domnul prefect! Vă luăm aia asta, poșetă! Noi n-avem nicio vină, șeful. La asta s-a repezit. Repezi? Nu, de ce nu? O zic. Hai că a promis să zic. A zis. Liniște, merge și acțiune. Pare bine. Hai, las că putem. Gata. Gata. Promit. Am zis. Alo, Pupăză, bă, vină până la secție, că trebuie să facem portretul robot al hoțului ăla de poșete. Hai, mă, zic, camerea, că este greu așa prin telefon. Zi-mă, deci ce vrei tu să facem? E greu așa prin telefon. Zi-mi cu cuvintele tale, deci ce vrei, mă? Să facem portretul robot al hoțului ăla de poșete. Hai, mă, ce e greu, îmi consum minute la Iurea. Deci să facem portretul robot. Al hoțului de poșete.